Luna ianuarie, ziua a 20-a. Cuviosul Eftimie cel Mare, scrisă de Chiril Monahul. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Eftimie, cetățeanul cel ceresc, era fiu al părinților care se numeau Pavel și Dionisia, care erau oameni de bun neam și împodobiți cu toată fapta bună, cea după Dumnezeu. Având ca patrie și locuință Melitina, mitropolia cea vestită a armenilor. Fericita Dionisia a trăit destui ani împreună cu bărbatul ei, dar fiind stearpă, nu naștea. Pentru aceea, în mare mâhnire petrecând amândoi, multă vreme au petrecut, rugându-se îndelung lui Dumnezeu să li se dăruiască fiul. Și mergând în apropiere de cetate, la biserica cea sfințită de acolo a sfântului, slăvitului și bunului biruitor mucenic Polieuct, a stăruit zile multe în rugăciune, după cum spune cuvântul de la cei vechi. Și într-una din nopți, rugându-se ei singuri, li s-a arătat oarecare vedenie zicându-le: veseliți-vă, veseliți-vă, pentru că iată, v-a dăruit Dumnezeu fiu, numit cu numele veseliei, căci prin nașterea lui dăruiește Dumnezeu veselie bisericilor sale. Iar ei, însemnând vremea vedeniei, s-au întors la casa lor și din vremea zămislirii, cunoscând ca adevărate cele ale vedeniei cum s-a născut copilul, l-au numit Eftimie, care se tălmăcește veselie, făgăduind a la fierosii lui Dumnezeu. El s-a născut, precum am aflat, în luna august, în anul al 4-lea al stăpânirii lui Grațian, 367-383. Iar că vedenia este adevărată, cei ce citesc să înțeleagă. Pentru că sfintele biserici, 40 de ani fiind într-o mâhnire și apărătorii drept credincioși prigonindu-se și arienii silnicind pe vremea lui Constanțiu, 337-361, și lupta fiind împotriva drept credincioșilor și pe vremea lui Iulian, 361-363, și a lui Valens, 364-378, care a împărățit după aceea în răsărit, atunci dându-i se nume lui Eftimie, cel cu numele veseliei, toate supărările sfintelor biserici se prefăceau într-o veselie. Căci neîmplinindu-se încă a cincea lună, s-a ridicat luptătorul de Dumnezeu Valens și prădând de barbarii Tracia, el s-a oștit asuprele. Dar în puțină vreme făcând bătălia, Valens a pătimit pedeapsa de la Dumnezeu, pentru că în oarecare sat lângă Adrianopol din Tracia, desăvârșit fiind biruit și fugind, barbarii l-au ars împreună cu satul unde era, neîmplinindu-se încă întâiul an de la nașterea lui Eftimie. Iar când a împlinit Eftimie 3 ani, tatăl său Pavel și-a sfârșit viața. Iar fericita Dionisia avea un frate bun cuvântător care se numea Eudoxiu. Acesta fiind sfetnic și mijlocitor la Marele Otreie, care într-o acea vreme îndrepta Sfânta Biserică din Melitina, și care a strălucit la Sfântul Sinod din Constantinopol, a adus pe copil la el, împlinind făgăduința și ca o jertfă bine primită, la a fi rostit lui Dumnezeu, precum mult vestită Ana a adus pe Samuil. Iar preasfințitul episcop Otreie, văzând pe copil și auzind de la învățatul Eudoxiu vedenia cea arătată părinților și cum că mai înainte de naștere maică sa l-a făgăduit lui Dumnezeu și apoi s-a făcut zămislirea prin rugăciune, minunându-se, a zis: într-adevăr, s-a odihnit Duhul lui Dumnezeu peste tânărul acesta. Deci primindu-l pe copil, botezându-l și tunzându-l anagnost al bisericii cele de sub dânsul, l-a luat în episcopie și îl creștea, făcându-l ca un fiu al său. Iar pe fericita Dionisia, ca una ce se afla în slujba lui Dumnezeu, a hirotonisit-o diaconiță a preasfintei biserici. Deci Eftimie, numărându-se în bisericescul catalog, și Teodosie cel Mare, 379-395, a luat sceptrul împărăției grecilor și prin trânsul a dăruit Dumnezeu grecilor și sfintelor biserici dumnezeesc dar, plin de toată veselia, căci se cădea a se împlini vedenia arătată părinților pentru dânsul.
Trecând puțină vreme și înțelegând episcopul că a trecut de vârsta copiilor și că trebuie a se îndeletnici cu învățătura, l-a dat dascălilor pentru a învăța Sfintele Scripturii. Și erau atunci între anagnoști doi tineri de bun neam, cu întreaga înțelepciune împodobiți și cu toată priceperea încuvințați, apoi iscusiți în dumnezeiasca scriptură și la învățătura cea din afară, care se numeau Acachie și Sinodie, și care, după multe puznicești nevoințe, au primit arhieria Sfintei Biserici din Melitina la vremea lor. Aceștia, primind din mâna episcopului pe Eftimie, l-au învățat desăvârșita cucernicie și în puțină vreme pe mulți din cei de o vârstă cu el i-a întrecut cu iubirea de învățătură. Pentru că osârdia lui era mai presus de vârstă, încât se minună Acachie de socoteala minții lui cea luminată. Deci sfințitul acesta tinerel primea învățătura cea bună și curată, pe care cuvântătorul de Dumnezeu Grigorie o numește învățătura de ziua, cum a zis dumnezeiescul David, potrivnică celei de noapte. Apoi, învățând dumnezeștile scripturii, dorea a fi următor al dumnezeștilor și îmbunătățiților bărbați, dar se întrista când unii care spuneau deșertăciuni îl depărtau de la dumnezeștile cuvinte. Iar pilda lui Acachie, dascălul, urmând-o, nici de cum nu făcea pomenire de hrană de multe feluri. Dar nu dorea nici slavă deșartă, nici nu era gura lui nelucrătoare la doxologia lui Dumnezeu, ci săvârșea slujba pravilei cu frică și cu umilință la vreme rânduită, având inimă nerăspândită și minte neîmprăștiată, aducându-și aminte că se cuvine a sluji lui Dumnezeu cu frică și cu tremur. Iar nu cu râs și cu șoptire, făcând Sfânta Biserică cort de comedie, căci se cuvine cu cucernicie a intra în biserică ca voind a vorbi cu împărat și Dumnezeu prin rugăciune, iar în vremea liberă se îndeletnicea acasă în rugăciune și în cântare de psalmi și în citirea dumnezeștilor cuvinte, petrecând toată ziua și toată noaptea. Știind că cel ce cugetă în legea Domnului ziua și noaptea va fi ca pomul cel răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa. Deci da lui Dumnezeu rodul cel potrivit al fiecarei vremi, pentru că în vreme de ispită rodea lui Dumnezeu dragostea și răbdarea, iar în vreme de îndestulare, rodul lui era înfrânarea. Apoi venind gânduri asupra lui de dezmierdare trupească, iarăși odrăslea întrânsul întreaga înțelepciune. Iar prietenii și împreună vorbitori și făcea nu pe cei înverșunați, ci pe cei întreg înțelepți, cu care și împreună a fi mai de folos este celui ce se ține de cucernicie. Și așa în fiecare zi nevoindu-se, a isprăvit înfrânarea limbii și a pântecelui și desăvârșita necâștigare și adevărata smerita cugetare și simțirea trupului. Pentru că de întreaga înțelepciune purtând multă grijă, a păzit nestinsă făclia fecioriei, împodobită cund de lemnul milosteniei. Astfel, nevoindu-se Eftimie multă vreme, a ajuns la săvârșirea faptelor bune. Iar economia lui Dumnezeu, astfel înțelepțindu-l și prin multe din acestea făcându-l cunoscut, l-a arătat vestit din început. Deci fiind crescut, precum s-a zis, apoi trecând prin toate treptele bisericești, episcopul din vremea aceea l-a hirotonit fără de voie preot al preasfintei biserici din Melitina. După aceea, i s-a încredințat a purta grijă și a fi proestos al mănăstirilor celor din prejurul cetății. Iar această grijă i s-a dat lui fiindcă din copilărie era iubitor de monahi. Și fiindcă, dorind liniștea, la mănăstirea Sfântului Polieuct și la Sfinților 33 de mucenici își petrecea cea mai mare parte din vreme. Iar în zilele Sfântului și Marelui Post, se ducea în muntele ce era pustiu atunci, iar acum s-a zidit întrânsul o mănăstire minunată, aproape de cetate, care de cei ce locuiesc aproape se numește a Înălțării. În această pustie se sălășluia din ziua dumnezeieștii arătării, adică boboteaza, până la sărbătoarea Paștilor, urmând filozofia lui Ilie și a lui Ioan. Pentru aceasta, precum s-a zis, i s-a dat în mână grija și cârmuirea monahilor celor de acolo, iar această grijă, socotind-o împiedicarea faptei bune, urătorul de slavă și iubitor de Dumnezeu Eftimie a ieșit din cetate și s-a dus spre Ierusalim, poftind a locui în pustia de acolo. Acest mare părinte al nostru Eftimie, povățuindu-l Sfântul Duh, a venit în Ierusalim la 29 de ani ai vârstei sale, închinându-se Sfintei Cruci și Sfintei Învierii.
precum și la celelalte cinstite locuri. Apoi, mergând la purtători de Dumnezeu părinți, cei de prin pustie, și învățând fapta bună și petrecerea fiecăruia și într-al său suflet pecetluind-o, a venit la Lavra Fara, ce se afla la 6 stadii depărtare de Sfânta Cetate. Și iubitor de liniște fiind, a rămas într-o chilie pusnicească, afară din lavră, neavând nimic de ale acestui veac, pentru că a învățat a lucra în plătituri, ca să nu îngreuneze pe cineva, ci mai vârtos dintre ale sale ostenelii să dea celui ce are trebuință. Și el, lăsând toată grija pământească, o singură grijă avea, cum să placă lui Dumnezeu într-o rugăciuni și în postiri. Însă și de toată fapta bună purtând grijă, ca un bun lucrător de pământ, tăia spinii patimilor din rădăcină, curățând gândurile și toată înălțarea ce se ridică, împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Împlinind acel glas prorocesc care zice: „Înnoiți-vă ogorul și nu semănați peste spini.” Și avea vecin pe un purtător de Dumnezeu ce se numea Teoctist, pe care, iubindu-l atât de mult, s-a unit cu dânsul cu dragostea părintească, încât amândoi s-au făcut de o cugetare și de un obicei, ca și cum ar fi fost un suflet în două trupuri. Și vestind unul altuia scopul cel după Dumnezeu, ieșeau în fiecare an după 7-a zi a Sfintelor Dumnezești Arătări, adică Boboteaza, spre pustia lui Cutila, ferindu-se de orice întâlnire omenească și dorind în liniște a vorbi cu Dumnezeu prin rugăciune. Și acolo petreceau până la sărbătoarea stâlpărilor și, necurmat trudindu-și trupul și robindu-l, aducea sufletului hrana cea duhovnicească. Și covârșea marele Eftimie pe toți cu răbdarea, cu blândețea și cu smerita cugetare a inimii. Pentru că a primit și darul Sfântului Duh, după cum Dumnezeescul cuvânt a zis: „Spre cine voi căuta, fără numai spre cel blând și liniștit, și care tremură de cuvintele mele?” De aici îndrăzneala lui cea către Dumnezeu îi creștea în fiecare zi. Și făcând 5 ani în vara, a ieșit dinpreună cu fericitul Teoctist în vremea în care s-a obișnuit spre Cutila. Și trecând prin pustie, a venit la un pârâu înfricoșat, foarte adânc și a nevoie de trecut. Aici, văzând locul și înconjurând râpele ce se aflau prea multe, ca fiind povățuit de Dumnezeu, a găsit o peșteră minunată în râpa cea dinspre miază noapte a pârâului și, suindu-se cu o stâneală ca pe perete, de-abia a putut să urca la dânsa. Și bucurându-se ca de un loc pregătit lor de Dumnezeu, au locuit întrânsa, hrănindu-se cu buruienile ce se găseau pe acolo. Iar peștera aceea, fiind mai înainte locuință de fiare, apoi domesticindu-se prin dumnezeștile laude și prin încetatele rugăciuni ale cuvioșilor bărbați, a primit sfințire de biserică a lui Dumnezeu. Deci când a binevoit Dumnezeu a-i arăta pe aceștia, a trimis niște păstori ai unuia care se numea Lazariul, spre a-și aduce turmele sale lângă acel pârâu, care păstorii, văzând pe părinți arătându-se sus în peșteră, atât de mult s-au spăimântat, încât s-au înfricoșat și au fugit. Iar părinții, simțind temerea acelora, cu glas blând și liniștit, chemând pe aceștia, le-au zis: „Nu vă temeți, fraților, suntem oameni ca și voi, dar pentru păcatele noastre locuim în acest loc.” Atunci păstorii, îndrăznind, s-au suit la dânsi în peșteră și, neaflând nimic de ale acestui veac lângă dânsii, s-au dus la ale lor, minunându-se și vestind despre ei. Și de atunci slugile Lazariului le slujeau lor. Apoi și părinții cei de la Fara, căutându-i să vadă unde sunt, adeseori veneau la dânsii. Deci mai întâi s-au lepădat de lume și au venit la dânsii doi frați, numiți Marin și Luca. Aceștia, fiind învățați de marele Eftimie monahicește și arătându-se sârguincioși spre petrecerea cea pusnicească, în vremurile cele din urmă au strălucit la cei din prejur și au înființat mănăstire. Ei au adus la monahicească săvârșire pe cuviosul Teodosie, care s-a făcut mare începător de vieți de obște al acestei pustii și arhimandrit al acestora. Iar în puțină vreme, străbătând vestea despre Eftimie, mulți se adunau la dânsul și, auzind cuvântul lui Dumnezeu, pofteau a locui lângă dânsul. Însă Eftimie, fiind urător de slavă și iubitor de Dumnezeu și sârguindu-se a dobândi fericirea din tâi împreună cu ceilalți, se depărta de acest lucru ca de ceva străin și trimitea pe fiecare din cei care se lepădau de lume la fericitul Teoctist, rugându-l foarte mult să aibă grijă de ei. Iar el, știind a asculta, a primit aceasta și făcea toate după dorința marelui Eftimie.
Deci la început nu voia face în locul acela viață de obște, ci lavră, după chipul celor de la Fara. Dar fiindcă a văzut că nimeni nu poate veni noaptea la biserică, pentru că era, precum mai înainte s-a zis, a nevoie de umblat prin locul acesta după suire, a făcut acolo viață de obște, având peștera ca biserică, în care, liniștindu-se marele Eftimie, era doctor de suflete, vindecând și mângâind pe fiecare. Și nici unul din frații nu tăinuia gândirea minții, dar și el, având discusire multă, îi învățase să se împotrivească oricărui gând străin zicând: Fraților, pentru ce ați venit a vă nevoi și nu vă îngrijiți de mântuirea voastră? Se cuvine în fiecare ceas să ne trezi și a priveghea, pentru că se zice: Privegheați și vă rugați, ca să nu cădeți în ispită. Iar aceasta s-o cunoașteți întâi, că se cade celor ce s-au lepădat de viață a nu avea voie proprie, ci a ține smerita cugetare și ascultarea ca cea din tâi rânduială. Apoi a aștepta de-a pururea și a se îngriji de ceasul morții și de înfricoșata zi a judecății. A se înfricoșa de îngrozirea focului celui veșnic și a dorit slava împărăției cerurilor. Și zicea iarăși că se cuvine monahii și mai ales cei tineri și trupeștea se osteni pentru păzirea celor dinăuntru, aducându-și aminte de apostolul care zice: Noaptea și ziua lucrez ca să nu îngreunesc pe cineva și mâinile acestea mi-au slujit mie, cum și celor ce erau împreună cu mine. Pentru că este necuvios ca cei din lume să se ostenească, să hrănească copiii și femei din lucrul lor, apoi să aducă și pârgă lui Dumnezeu și să facă bine după putere, și pe lângă aceasta și birul să dea. Iar noi, nici cele de nevoie trupului să nu le avem din lucrul mâinilor noastre, și să culegem osteneli străine, când mai ales poruncește apostolul: Cel ce nu lucrează, nici să nu mănânce. Acestea învățând părintele nostru Eftimie, lumina pe frați și a poruncit să nu vorbească nimeni în biserică în vremea pravidei, ba încă nici în trapeză când mâncau frații. Și nu-i plăcea când vedea pe vreun frate în chinovie, mai ales pe unul tânăr, vrând a se înfrâna mai mult decât obștea. Pentru că zicea că înfrânarea cea bună cerea să împărtăși cineva de hrană cât de puțină în vremea mâncării, însă inima a opăzi și a dat război în taină patimilor celor ascunse. Căci arma monahului este cugetarea, dreapta judecată, smerita cugetare și ascultarea cea după Dumnezeu. Cu niște învățături ca acestea, hrănindu-se frații, se luminau și adunau roduri după vrednicia chemării. Cele despre Terevon cel bătrân, într-un glas mi-au povestit toți părinții cei vechi, dar mai cu deamănuntul mi-a spus nepotul lui și cel de un nume cu el, vestitul în latura aceasta, adică începătorul saracinilor. Deci acest bătrân Terevon, moșul celui tânăr, pe când era copilaș, rănit fiind de diavol, i s-a uscat toată partea cea dreaptă, de la cap până la picioare, și mulți bani cheltuind tatăl acestuia, care se numea Aspevet, nu l-a folosit deloc. Și acest Aspevet, fiind de lin, și aflându-se sub perși, s-a făcut prieten grecilor, într-un chip ca acesta. La începutul prigoanei ce se făcuse atunci în Persia, pe la sfârșitul împărăției lui Ezdighierd I, împăratul perșilor, 399-421, vrând vrăjitorii a vânat pe toți creștinii, pe căpetenile saracinilor celor de sub dânsii i-au pus pretutindeni peste căi, ca să nu scape la greci nimeni din creștinii cei din Persia. Iar Aspevet, fiind atunci căpetenie și văzând cruzimea și neomenia făcută creștinilor de către vrăjitorii din cetăți, n-am împiedicat să fugă pe unii din creștini, iar mai vârtos făcea împotrivă, fiind pornit de milostivire, măcar că avea credința elinească de la strămoși. Deci fiind clevetit la împăratul Ezdighierd, a luat pe fiul său Terevon, care era jumătate paralitic, pe toate rudenile și avuția sa și a fugit la greci. Apoi primindu-l Anatolie, voievodul de atunci al răsăritului, i-a făcut prietenii grecilor, iar lui Aspevet i-a dat pe mână conducerea saracinilor din Arabia, care erau supuși grecilor. Deci cum s-au sălășluit în Arabia, tânărul, având vedenie în vis, a vestit pe tatăl său, iar acesta, nelenevindu-se, a luat pe copil cu mulțime de barbari și cu multe slugi. Apoi, purtându-se de credință, a venit la locul cel înștiințat în vis, unde locuiau cuvioșii bărbați, Eftimie și Teoctist. Frații, văzând mulțimea barbarilor, s-au temut, iar fericitul Teoctist, văzând temerea ucenicilor, s-a pogorât către barbari și a zis:
cine sunteți și ce căutați? Ei au zis, căutăm pe Eftimie, robul lui Dumnezeu. Cuviosul teoctist le-a zis, până sâmbătă nu se întâlnește cu nimeni, căci se liniștește. Atunci Aspevet, luând mâna marelui teoctist, i-a arătat pe copil chinuindu-se, iar copilul arătând spre tatăl său, a zis, eu mai înainte vreme, primind boala aceasta în Persia și trecând prin toată știința doctoricească și scodirea vrăjitorească, și nici de cum folosindu-mă, ci dimpotrivă, crescând durerea, am venit în cetatea aceasta prin dumnezească umilință. Apoi, într-o noapte mâhnindu-mă, gândind la această boală, îmi ziceam, o, Tereve, unde este deșertăciunea vieții și tot meșteșugul doctoricesc? Unde este nălucirea vrăjitorilor noștri și puterea cinstirilor noastre? Unde sunt chemările și facerile de basme ale astronomilor și astrologilor? Unde sunt descântecele, farmecele și bârfirile? Iată, niciuna dintre acestea n-are tărie de nu-și va arăta Dumnezeu puterea. Și acestea gândind, m-au îndreptat la rugăciune și cu lacrimi rugam pe Dumnezeu zicând, Dumnezeule cel mare și înfricoșat, cel ce ai făcut cerul și pământul, cu toată podoaba lor, dacă vei milui neputința mea și mă vei izbăvi din această patimă amară, mă fac creștin. Lepădându-mă de toată fără de legea și credința elinească. Și cum am pus acestea în mintea mea, m-am cuprins de somn și am văzut un monah cu barba până la mijloc zicându-mi, de ce pătimești? Iar eu, arătându-mi patima, el a zis, împlinește cele ce ai făgăduit lui Dumnezeu și te va vindeca pe tine. Apoi eu zicând, cât i-am făgăduit lui Dumnezeu le împlinesc dacă mă voi vindeca de această patimă, mi-a spus, eu sunt Eftimie, care petrec în pustia răsăritului de la Ierusalim, la 10 mile de părâul cel dinspre apus al căii ierihonitenilor. Deci de vrei a te vindeca fără zăbavă, vină la mine și te va vindeca Dumnezeu prin mine. Sculându-mă, am povestit tatălui meu și lăsând toate, am venit aici. Și vă rog, să nu ascundeți pe doctorul cel arătat mie de Dumnezeu. Toate acestea le-a spus fericitul teoctist marelui Eftimie, care se liniștea acolo și care, socotind că este necuvios a se împotrivi dumnezeștilor vedenii, s-a pogorât la dânsii și rugându-se mult și pecetuind cu semnul Sfintei Cruci pe Terevon, l-a făcut sănătos. Iar bărbații, spăimântându-se de a sa grabnică însănătoșire și preaslăvită facere de minune, au crezut în Hristos și, căzând toți la pământ, se rugau a primi pecetea centru Hristos. Iar purtătorul de semne Eftimie, înțelegând că ei din suflet au crezut în Hristos, a poruncit a se face o mică scăldătoare într-un unghi al peșterii, care și până acum se vede, și chemându-i i-a botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Iar lui Aspevet i-a schimbat numele în Petru, căci pe el l-a botezat întâi și după dânsul pe unul Marin, frate al femeii lui, amândoi fiind împodobiți cu pricepere și îndestulați cu bogăție, iar apoi pe Terevon și pe ceilalți. Și astfel, luminându-i și întărindu-i pe ei, ținându-i la sine 40 de zile, a liberat pe acești nepoți ai Sarei, pe care i-a făcut moștenitori ai făgăduinței, prin botez. Dar Marin, unchiul lui Terevon, nu s-a mai depărtat de mănăstire, ci lepădându-se de lume, a rămas acolo toată vremea vieții sale și a bine plăcut lui Dumnezeu mult. Și având mulți bani, i-a dat spre a se zidi și a se îmbogăți mănăstirea. Deci minunea aceea ce s-a făcut s-a vădit pretutindeni și mulți se adunau la marele Eftimie, fiind chinuiți de multe feluri de boli, și toți se vindecau. Astfel, în puțină vreme, a strălucit în locul acela încât s-a auzit numele lui în toată Palestina și în eparhiile cele din prejur. Iar părintele nostru Eftimie, văzând pe mulți că îl supără pentru tămăduire și aducându-și aminte de liniștea cea mai dinainte pe care o avea când puznicea de osebi, se întrista foarte mult și greu suferea. Pentru că astfel mulți îl supărau și îl slăveau. Și fiind în mâhnire cel numit cu numele Veseliei, căuta să fugă pe furiș spre Ruva. Cunoscând aceasta fericitul teoctist, a pregătit frați ca să-l roage să nu-i părăsească și vrând a-i mângâia, a făgăduit deasă dată că nu se va depărta. Dar trecând puține zile și luând împreună cu sine pe unul mai tânăr numit Domitian, fiind cu neamul melitinean, dar îmbunătățit cu viața, a ieșit din chinovie și s-a pogorât la Ruva. Apoi, trecând pustia cea dinspre miază zi pe lângă Marea Moartă, a venit la un munte înalt, despărțit de ceilalți munți, ce se chema a lui Marda. Și găsind în el un puț cu apă, a zidit chilii. Apoi a rămas acolo, hrănindu-se din buruienile ce se vedeau prin munte.
și zidind acolo mai întâi biserica ce se păstrează până acum și așezând întrânsa jertfelnic, a ieșit de acolo. Apoi a venit în pustia Zifilor. Voind a vedea peșterile în care a scăpat David din fața lui Saul și între acele locuri s-a alcătuit de dânsul o mănăstire. Iar pricina alcătuirii acelei mănăstiri se zice că a fost aceasta. Un fiu al unui sătean, cap al satului, numit Aristovuliad, având duh rău, cu strigare de nume chema pe Sfântul Eftimie. Iar tatăl copilului, auzind că Sfântul este în ținturile lor și ale carpavarhienilor, căutându-l a venit la dânsul. Și cum a văzut dânărul pe Sfântul, fiind tulburat de diavol, s-a vindecat. Iar diavolul ieșind din trânsul și vestindu-se minunea, au venit mulți din Aristovuliad și de prin satele din prejur, care i-au zidit mănăstire. Și adunându-se oarecare frați cucernici, au rămas lângă dânsul, dându-le Dumnezeu cele de trebuință trupului. Iar unii din Zifei, primind mai înainte restul cel cu numele nebuniei, prin îndumnezeita lui învățătură, depărtându-se de necuratul res, au anatematizat pe Manent, născătorul acestuia, și învățând apostoleasca și sobornicească credință, s-au luminat. Pe lângă celelalte daruri ce a câștigat dumnezeiescul acesta Eftimie, a primit și aceasta de la Dumnezeu, căci întâlnindu-se cu fiare mâncătoare de sânge și veninoase, nu se vătăma. Iar de aceasta, nimeni să nu se îndoiască, știind cu siguranță că Dumnezeu, odihnindu-se și locuind în vreun om, toate îi se supun lui, ca și lui Adam mai înainte de a călca porunca lui Dumnezeu. Dar nu numai fiarele, ci și cele care sunt ale firii se supun unuia ca acestuia. Apoi adeveresc cuvântul acesta, cei ce au despărțit marea și au înfrânt Iordanul, soarele l-au făcut să stea și focul în rău l-au prefăcut, cum și alte mii de dumnezești minuni ce s-au făcut. Deci Dumnezeu care le-a făcut acestea cu minune, tot i l-a supus purtătorii de Dumnezeu Eftimie nu numai fiarele cele simțite, ci și pe cele gândite, adică duhurile răutății, pentru că așa lucrează dumnezeștile daruri. Deci marele Eftimie, văzându-se de mult supărat, pentru că era locul aproape de sate, a zis lui Domitian, ucenicul său, să mergem, fiule, să cercetăm pe cuviosul Teoctist și pe frați. Și ieșind din mănăstirea cea de lângă Capartarheni, a venit la sfântul loc în care acum cu Dumnezeu s-a zidit sfântului locaș, ca de trei semne de părtare de-a lui Teoctist, de trei ori fericitul. Și a iubit locul acesta foarte mult, pentru că era neted, liniștit și îmbunătățit, mai ales că era pustiu atunci, mai înainte de a se zidi în parte dinspre miază zi atâtea mănăstirii. Pentru că acum toată pustia este făcută de ucenicii lui ca o cetate. Deci în acest loc așezut în mare liniște, împreună cu ucenicul lui, într-o peșteră mică, în care acum este racla cinstitelor lui moaște. Iar cuviosul Teoctist, cunoscând că s-a sălășluit aici marele Eftimie, s-a suit cu sârguință să-l sărute, apoi îl ruga să se pogoare la locul lui. Dar el, de dorul liniștii cele de acolo, n-a primit, ci numai în fiecare duminică săvârșeau slujba împreună. Și auzind Aspevet, care s-a numit Petru, că a sosit în părțile acelea marele Eftimie, a venit la dânsul cu mulți saracini, bărbați, femei și copii și îl rugau să le spună cuvânt de mântuire. Iar bătrânul sfânt pe toți către botez făcându-i chemați, i-a luat la mănăstirea de jos și botezându-i, a rămas împreună cu ei 7 zile. Apoi s-a suit cu ei la locul său. Iar Petru, aducând meșteri, a făcut o groapă mare cu 2 guri care se păstrează în grădină și aproape a zidit brutărie. Apoi bătrânul sfânt i-a făcut 3 chilii și paraclis, adică biserică în mijlocul chiliilor. Și îl rugau cei ce odată erau niște lupi ai Arabiei, iar după aceasta s-au făcut oile păstoriei lui Hristos, cele cuvântătoare, a rămânea lângă dânsul. Iar iubitorul de pustie, Eftimie, n-a primit aceasta, pentru că foarte mult iubea liniștea. Deci luându-i la un loc potrivit, le-a zis, dacă voiți cu totul a fi aproape de mine, rămâneți aici. Și este locul acela între amândouă mănăstirile. Deci însemnând biserica și locașurile împrejur, le-a dat voie a zidi biserică și a rămânea acolo. Apoi îi cerceta adeseori până ce le-a așezat preoți și diaconi. După aceea au venit și cei ce s-au botezat mai înainte și au rămas acolo, cum și alții din apropiere venind se botezau la dânsul. Și așa înmulțindu-se ei foarte mult și în multe cete întinzându-se, a rugat Marele Părinte Eftimie pe Iuvenalie, Patriarhul Ierusalimului, 422-458, să le hirotonisească episcop. Iar Patriarhul, făgăduind acestea, l-a trimis pe Petru, tatălui Terevon, ca unul ce se făcuse vrednic a povățui suflete către mântuire. Și așa s-a hirotonisit în Palestina Petru ca episcop al celor 2 schituri.
și se vedea o mulțime de barbari venind la Marele Eftimie, botezându-se și învățându-se a se închina lui Dumnezeu. Acestea toate le-am spus despre saracinii. Dar Marele Eftimie nu voia să fie viață de obște în locul său, nici lavră, ci când venea cineva la dânsul spre a se lepăda de lume, îl trimitea la locașul cel de jos, către fericitul teoctist, asemenea făcea și cu cei ce voiau a aduce ceva. Deci când a binevoit Dumnezeu a se locui schitul lui, a trimis întâi trei frați trupești din latura capadochilor, anume Cosma, Crisip și Gavril, crescuți în Siria, care erau împodobiți cu toată priceperea duhovnicească. Aceștia, rugându-l a fi cu dânsul împreună, nu i-a primit, pentru că trei lucruri erau cele ce l-o preau. Dorul liniștii lui, tinerețea vârstei lor și al treilea că Gavril era famen din naștere. Apoi a văzut în noaptea aceea pe cineva zicându-i: primește pe frații aceștia, căci Dumnezeu i-a trimis, și să nu mai întorci pe cineva care voiește a se mântui. Atunci Sfântul primindu-i a zis celui mai mare al lor, adică lui Cosma: iată, eu precum i-a poruncit Dumnezeu am făcut. Deci aceasta păzește-o ca pe fratele tău cel mai tânăr să nu-l lași să iasă din chilie, pentru că nu este drept a vedea față femeiască în lavră, strănând a război vrăjmașul. Iar pentru tine socotesc că nu vei zăbovi aici, căci după o vreme vei păstori biserica din Schitopolis. După aceștia a primit pe un oarecare care se numea Domnos, care era nepota lui Iulian, arhiepiscopul Antiohiei. Iar în acele zile a primit și pe alți frați melitineni, nepoți ai lui Isinodie, acela care împreună cu Acachie a crescut pe Marele Eftimie, adică pe Ștefan, Andrei și Gaian. Apoi și pe alți trei din Rait i-a primit, pe Ioan preotul, pe Talasie și pe Anatolie. După aceea a primit și pe un oarecare Chirion, care venise de la Tiberiada și a fost preot al cinstitei biserici din Schitopolis a Sfântului Mucenic Vasile. Pe aceștia 11 primindu-i, a dat voie lui Petru episcopul să le zidească mici chilii și să împodobească biserica. Și astfel a așezat lavră după modelul farilor. Apoi, pogorându-se Juvenalii arhiepiscopul în lavră, având cu sine pe Pasarion, care era atunci arhimandrit al monahilor și pe luminatul Isihie, preotul și dascul bisericii, a sfințit biserica lavrei într-o 7-a zi a lunii mai, în al 11-lea indiction, la 52 de ani ai vârstei marelui Eftimie. Deci, sfințindu-se lavra și având preoți pe Ioan și pe Chirion, arhiepiscopul a hirotonisit diaconii pe Domitian și pe Domnos. Iar Marele Eftimie s-a veselit cu Duhul, mai ales văzând împreună cu Patriarhul pe Pasarion și pe Isihie, cuvântătorul de Dumnezeu, care erau vestiți luminători și în toată lumea străluceau. Dar cel între sfinți Pasarion, încă neîmplinindu-se vremea de 7 luni, a răposat. Iar părintele nostru Eftimie, începând alcătui lavră și frații cei 12 împreună cu dânsul fiind în multă strântorare de cele trupești, iar Domitian în anul întâi punându-se econom al lor, s-a întâmplat că au venit mulțime de bărbați armeni în număr ca la 400, abătându-se din cale de la Sfânta Cetate spre Iordan și au venit la lavră. Aceasta economisind-o Dumnezeu ca să se arate fapta bună a lui Eftimie și darul cel dat lui. Pe aceea, văzându-i bătrânul, a chemat pe Domitian și a zis: pune înaintea oamenilor aceștia să mănânce. Iar el a zis: nu avem, cinstite părinte, mâncare ca să se sature 10 oameni, deci de unde am să dau pâini la atâta mulțime? Iar cuviosul Eftimie, fiind plin de prorocescul dar, a zis: mergi precum ți-am zis, căci aceasta zice Duhul Sfânt, vor mânca și le va prisosi. Deci ducându-se Domitian în chelăria cea mică, care de către unii se chema cămara de pâine, unde erau câteva pâini, n-a mai putut a deschide ușa, pentru că dumnezeiasca binecuvântare a umplut chelăria cu pâine până sus. Deci, chemând pe oarecare din părinți, a scos ușa din țățâni și s-au vărsat pâinile afară din chelărie. Asemenea și pentru vin și unt de lemn, aceeași binecuvântare s-a făcut. Deci au mâncat și s-au săturat, apoi 3 luni n-au putut să așeze ușa chelăriei. Pentru că, precum a izvorât vadra cu făină și ulciorul de unt de lemn al văduvei cele iubitoare de străini, cum a zis Dumnezeu prin glasul prorocului, în același chip și pe dumnezeiescul acesta bătrân, prin o sârdie a iubirii de străini, s-a învrednicit în tocmai. Iar Domitian, minunându-se, s-a aruncat la picioarele învățătorului, rugându-se a lua iertăciune, ca unul care a greșit ca un om. Și bătrânul, ascultându-l pe dânsul, i-a zis: fiule, ceea ce seamănă într-o binecuvântare, asemenea va și se cera. Deci iubirea de străini să nu uităm, pentru că prin aceasta, precum zice apostolul, neștiind oarecare oameni, au găzduit îngeri. Și cutează că dacă voi și cei împreună cu voi,
pe toți cei ce vin la voi, străini și frați, de o credință, îi veți primi după vrednicie și le veți sluji, nu va părăsi Domnul locul acesta de acum și până în veac, pentru că o jertfă ca aceasta îi place lui Dumnezeu. De la minunea acea amintită a început a se binecuvânta lavra în intrări și ieșiri și în multe feluri, pentru că înmulțindu-se frații prin împreună lucrarea lui Dumnezeu și ajungând până la 50, zidind și chilii și săvârșind Sfânta Liturghie în biserică, economul era nevoit a câștiga și cele de trebuință. Deci a câștigat și dobitoace pentru slujirea părinților. Atunci era în lavră un oarecare asian de neam cu numele Auxențiu, care fiind rugat de econom să ia slujba dobitoacelor, căci era priceput pentru aceea, n-a primit. Deci neascultând el, economul a făcut pe preoții Ioan și Chirion să roage pe Auxențiu să primească slujba, dar el n-a primit nici după rugămintea acestora. Sosind sâmbăta, economul a spus marelui egumen cele despre Auxențiu, după care, trimițând să-l cheme, i-a zis marele Eftimie: ascultă-mă, fiule, și primește slujba. Iar el a răspuns: nu pot, cinstite părinte, pentru că sunt trei lucruri care mă opresc ca să vârși aceasta. Întâi, neobișnuința și neștiința limbii de aici. Al doilea, frica desfrânării. Și al treilea, ca nu cumva printr-o slujire ca aceasta să nu mai pot ședea în chilie liniștit. Marele Eftimie a zis: rugăm pe Dumnezeu a nu te vătăma tu de nici una din acestea, pentru că Dumnezeu nu este nedrept a uita ascultarea ta, mai ales știind că din porunca și frica lui slujești robilor săi, după tăria dată de la el. Deci ascultă pe Domnul care a zis: nu am venit a mă sluji cineva, ci a sluji eu, și nu fac voia mea, ci voia tatălui celui ce m-a trimis. Acestea zicând, încăpătrându-se Auxențiu, n-a ascultat. Atunci, răstindu-se prea blândul Eftimie, a zis: noi, fiule, te-am sfătuit ceea ce socotim ați fi de folos, iar tu, rămânând în nesupunere, acum vei vedea care este plata neascultării. Deci, îndată Auxențiu, fiind cuprins de un tremur drăcesc, a căzut la pământ și părinții cei de față rugau pe marele Eftimie pentru dânsul. Iar bătrânul a zis către dânsii: acum, înaintea ochilor voștri, s-a împlinit cuvântul dumnezeiesc care zice: tot cel rău ridică cuvinte împotrivă, iar Domnul trimite asupra lui înger nemilostiv. Dar fiind mult rugat de părinți, premilostivul bătrân, apucând de mână pe Auxențiu, l-a ridicat. Apoi, pecetluindu-l cu semnul crucii, l-a făcut sănătos. Atunci Auxențiu se ruga să ia iertăciune pentru greșelile trecute și rugăciune pentru întărire în ascultarea ce va să fie. Și îi zise Sfântul: mare este plata supunerii, de vreme ce Dumnezeu voiește mai bine ascultarea decât jertfa, iar neascultarea, moarte lucrează. Și făcând rugăciunea pentru dânsul, l-a binecuvântat. Și așa Auxențiu a primit slujba cu bucurie și cu o sârdie. Cuviosul chiriac Sihastrul, cel ce strălucea cu faptele bune după Dumnezeu în lavra cea veche a lui Suca, lepădându-se de lume la tinerețe în chinovia marelui Eftimie și petrecând împreună cu moștenitorii aceluia multă vreme, și învățând cu dinadinsul toată petrecerea și viețuirea marelui Eftimie, cele mai multe din povestirile spuse în această scriere mi le-a predat mie, între care și aceasta mi-a povestit. Că doi frați ai lavrei, anume Maron și Climatie, pregătindu-se după înțelegere, voiau a se duce pe furiș noapte din lavră, fără binecuvântarea Sfântului. Dar i s-au descoperit cele despre dânsii, căci a văzut pe diavol punându-le frâu și i-a trăgea în cursă purtătoare de moarte. Și îndată i-a chemat și sfătuindu-i, le-a vorbit multe despre răbdare, spunându-le că pretutindeni este trebuință de luptă, cu ajutorul lui Dumnezeu, ori și unde suntem. Pentru că și Adam, fiind în rai, a călcat porunca lui Dumnezeu, iar Iov a păzit-o pe aceasta, fiind în gunoi. Apoi la această sfătuire a adăugat zicând: că nu se cade a primi gândurile cele rele, care seamănă întristare ori urâciune pentru locul în care suntem și către cei împreună locuitori, ori seamănă trândăvie sau mutarea în alte locuri sfătuiesc, ci se cuvine a ne trezvi în tot ceasul și a ne abate mintea de la meșteșugirile diavolilor, ca nu prin mutare să se dezlege canonul nostru. Pentru că sadul, răsădindu-se adeseori, nu poate rodi, asemenea și monahul nu face rod, mutându-se din loc în loc. Deci dacă cineva încearcă a face bine în locul în care este și nu poate, să nu creadă că în altă parte poate să-l facă, pentru că nu este locul cel ce se caută, ci felul voinței. Dar spre adeverirea celor zise, ascultați o povestire a unor bătrâni egipteni care mi-au povestit-o mie. Era un frate care ședea într-o chinovie a Egiptului
și se supăra adeseori. Deci a ieșit din chinovie și s-a dus într-un loc deosebit, gândind că, neavând cu cine să se tulbure, va înceta de la dânsul patima mâniei. Dar într-una din zile, umplând paharul cu apă și punându-l jos, s-a răsturnat. Apoi, umplându-l a doua și a treia oară, iarăși s-a răsturnat. Deci fratele, fiind batjocorit de diavol, s-a mâniat pe pahar și l-a sfărâmat. Acest cuvânt fiind spus, Climatie, prin ispita diavolească, a râs, iar bătrânul, luând aminte la el, a zis: "Te-ai batjocorit nebunește de diavol, frate, și cu nepricepere te-ai pornit. Către plâns te-am chemat și tu acum râzi. Nu ai auzit pe Domnul mustrând pe cei ce râd, iar pe cei ce plâng fericindu-i? Deci cunoaște că este nebunie monahului a grăi ceva, ori de a se porni afară de cuvință, ori a îndrăzni. Pentru că părinții hotărăsc că îndrăzneala este rea și născătoarea tuturor patimilor." Zicând acestea, sfântul și întorcându-se de la Climatie, a intrat în chilia sa cea mai dinăuntru. Iar Climatie, căzând îndată cu fața în jos, era cuprins de tremur și de frică. Apoi Domitian, minunându-se de cuvenita blândețe a sfântului părinte, dar și de asprimea lui, adunând pe unii din părinții cei cinstiți, i-a dus înăuntru împreună cu Maron, rugându-se pentru Climatie. Atunci marele Eftimie, supunându-se rugăminților părinților, a ieșit și a sculat pe cel ce zăcea acolo. Apoi, cu puterea Sfintei Cruci, i-a vindecat tremurarea și scârjinirea dinților. Deci, făcându-l sănătos, a dat și sufletului datoria. "De acum înainte, ia minte la tine cu din adinsul și nu te făima dumnezeștile cuvinte și învățăturile părinților. Fă-te cu totul ochi, după cum și despre heruvimi am auzit. Că așa este datoria monahului, ca în tot locul a se privi pe sine și neadormit a avea ochiul sufletului către păzirea sa, ca unul ce de-a pururea călătorește în mijlocul curselor. Cu asemenea învățături înfruntându-i și sfătuindu-i, iar pe ceilalți întărindu-i și cu pilda înfricoșându-i, i-a liberat în pace." La anul 54 al vârstei marelui Eftimie s-a făcut soborul a toată lumea cel al treilea din Efes, anul 431. Deci atunci Sinodie, cel mai sus pomenit, fiind cinstit bărbat și preot al Sfintei Biserici cel din Melitina, venind spre închinăciune la Sfintele Locuri, a mers la lavră, poftind să vadă pe marele Eftimie. Iar acesta avea trei nepoți în lavră, pe Ștefan, pe Andrei și pe Gaian. Atunci, sărutând pe bătrân, i-a povestit cele împotriva păgânului eres al lui Nestorie, care după voia lui Dumnezeu a ținut puțină vreme scaunul Constantinopolului și a tulburat lumea cu rele învățături. Dar i-a povestit și despre râvna și dreapta credință a lui Chiril, arhiepiscopul Alexandriei, și a lui Acachie, episcopul Melitinei, și cum că voiește a se ține sobor a toată lumea în Efes contra lui Nestorie. Iar sfântul s-a bucurat auzind despre Acachie, care l-a crescut pe dânsul în tinerețe. Deci fericitul Sinodie, binecuvântându-se de dânsul și luând din lavră pe Ștefan, nepotul său, s-a osuit în sfânta cetate și a înduplecat pe arhiepiscop spre Arhirotonisii. Deci arhiepiscopul a hirotonisit pe acest Ștefan și pe Cosma Capadocul, ca diacone Sfintei Biserici a Învierii. Iar episcopii, adunându-se la sobor și vrând a ieși și palestinienii împreună cu arhiepiscopul, marele Eftimie a poruncit lui Petru, episcopul saracinilor, care s-a dus la sobor, a urma în tot chipul lui Chiril, arhiepiscopul Alexandriei, și lui Acachie, episcopul Melitinei. Fiindcă erau drept credincioși și împotriva păgânătății se nevoiau. Deci adunându-se soborul în Efes și Nestorie rău credinciosul catersindu-se, Petru, episcopul saracinilor, venit la lavră, toate cele întâmplate în sobor le-a povestit pe rând marelui Eftimie, care, auzind cele făcute de răsăritenii, s-a întristat foarte mult despre Ioan, episcopul Antiohiei, care, fiind drept credincios, s-a amăgit a lua parte cu apărătorii lui Nestorie. Iar domnos diaconul, întristându-se după socoteala minții pentru unchiul său, se ruga să fie lăsat până la Antiohia spre îndreptarea lui. Iar marele Eftimie n-a voit a-l lăsa zicând: "Nicăieri să nu te duci, fiule, că nu-ți folosește. Pentru că, deși unchiul tău este puțin unit cu cei răi, dar Dumnezeu, cunoscând îndreptarea lui, nu voiește ca el să piară, ci puțin mai pe urmă îl va aduce de partea celor ce se mântuiesc. Deci și tu, fiule, dacă vei răbda în locul unde te-a chemat și nu te vei pleca gândurilor celor ce vor a te depărta de pustie, vei spori în fapte bune după Dumnezeu. Iar de nu mă vei asculta pe mine, întâia ședere a unchiului tău o vei moșteni, dar oameni răi te vor lipsi de ea, după ce mai înainte te vei învoi cu ei fără să vrei." Aceasta a zis cel între sfinții Eftimie, iar Domnos, neascultând porunca Sfântului Părinte, fără de binecuvântare s-a dus la Antiohia și toate cele mai înainte prorocite de Sfântul le-a pătimit. Însă pe urmă, venind la bătrânul, s-a pocăit, iar arhiepiscopul Juvenalie a hirotonisit pe Ștefan Melitineanul
ca episcop al Iamniei, iar pe Cosma Capodocul, hirotonisindu-l preot, l-a făcut păzitor al Sfintei Cruci. Slujitorii ai marelui Eftimie, care au petrecut cu dânsul vreme destulă, le-au spus acestea lui Ava Chiriac, care mi le-a spus mie zicând: nu l-am cunoscut pe dânsul mâncând ori vorbind cu cineva fără de mare nevoie, afară de sâmbăta și duminica. Nu l-am văzut pe dânsul cumva dormind pe coastele sale, ci uneori șezând puțin, iar alteori o frânghie spânzurată într-un colț al acoperământului chiliei, ținând-o cu amândouă mâinile, se împărtășea puțin de somn pentru nevoia firii. Poate cuvântul marelui Arsenie zicându-l: vino, slugărea! Pentru că adeverea și aceasta, cum că urmacele ale marelui Arsenie, care cu chip părintesc a crescut și a învățat pe Arcadiu, 395-408, și pe Honoriu, 395-423, împărații. Și pentru aceasta s-a numit tatăl lor și în pustia ce din Egipt într-o aceeași vreme cu faptele bune a strălucit. Acestea cu plăcere le-a auzit marele Eftimie de la cinstiții părinți, care din Egipt veneau în multe feluri, povestind petrecerile lui Arsenie. Și el, auzind acestea, a arătat toată sârguința spre a urma faptelor bune ale aceluia. Liniștea lui, tăcerea și smerita cugetare, simplitatea îmbrăcămintei, depărtarea de mâncare, îngăduirea la toate, a luat aminte la sine, după spus al lui: Arsenie, pentru ce ai ieșit în pustie? Deci râvnea și umilința lui, lacrimile, privegherile cele de toată noaptea, iubirea de pustie, ura de vorbire, osârdia spre rugăciune, milostivirea și dezlușirea. Deci fiindcă a urmat cu toată sârguința petrecerea aceluia, s-a învrednicit și de darurile ce erau într-o acela, de împărtășirea Sfântului Duh, de strălucirea dumnezeștii lumini și de darul înainte vederii. Iar despre darurile cu care covârșea el, mărturisesc tămăduirile și puterea asupra duhurilor celor necurate, care până astăzi le vedem izvorând la racla lui. Iar despre darul înainte vederii și de unde a început razele acestuia a le trimite afară și cum s-a arătat prea strălucit luminător, să spunem acum. Anastasie, un cleric al Bisericii Sfintei Învierii, păzitor de vase și hor episcop, ucenic și împreună nevoitor făcându-se al celui dintre sfinți Pasarion, dorea a vedea pe Sfântul Eftimie și aceasta spunându-o lui Fid, episcopul Iopei, și lui Cosma, păzitorul crucii, s-a pogorât la dânsul, împreună cu ei având pe nepotul lui Fid episcopul, care și el se chema Fid, fiind anagnost al Bisericii Sfintei Învieri și care a povestit acestea lui Ava Chiriac, celui ce mie mi le-a predat. Deci călătorind ei și apropiindu-se de lavră, s-a descoperit Sfântului despre dânsii și a chemat pe Hrisip, care era econom al lavrei, și a zis lui: gătește-te, pentru că iată împreună cu fratele tău vine patriarhul. Iar după ce au venit ei, marele Eftimie, răpit fiind cu ochii minții, vorbea cu Anastasie ca și cu patriarhul Ierusalimului și cei de față erau într-o mirare. Iar Hrisip, apropiindu-se deosebit, i-a zis bătrânului: cinstite părinte, nu este aici patriarhul, că acesta este Anastasie, păzitorul de vase. Pentru că ia seama că poartă haine vopsite, care este cu neputință a le îmbrăca patriarhul Ierusalimului. Iar bătrânul, minunându-se și fără glas făcându-se, a zis: crede-mă, fiule, căci până când mi-ai grăit, îl vedeam pe dânsul purtând haine albe. Și a zis în auzul tuturor: într-adevăr, nu m-am amăgit, ci ceea ce Dumnezeu mai înainte a hotărât, aceasta o săvârși negreșit, pentru că necăite sunt darurile lui. Terevon saracinul, luând femeie dintre al său neam și multă vreme trăind împreună cu dânsul, n-a avut fiu, ea fiind stearpă. Pe aceasta, aducându-l la purtătorul de duh Eftimie, îl ruga zicând: știu și mă plec, cinstite părinte, că te va asculta pe tine Dumnezeu, dacă te vei ruga, pentru că el face voia celor ce se tem de dânsul. Deci fiindcă atât de multă vreme a trecut și nu m-am putut învrednici a avea fiu, pentru că aceasta era stearpă, te rog, cinstite părinte, roagă pe iubitorul de oameni să ne dăruiască nouă fiu. Bătrânul, înțelegând credința lor, i-a pecetuit de 3 ori cu semnul crucii, atingând cu mâna pentecele femeii și a zis: mergeți, bucurându-vă întru Domnul, pentru că iată vă dăruiește iubirea lui de oameni trei fii, parte bărbătească. Crezând dar cuvintele Sfântului Bătrân, s-au dus cu bucurie la ale lor. Apoi a zămislit cea stearpă și a născut întâi fiu pe Petru, tatălui Terevon, cel ce mi l-a povestit pe acestea în împreună glăsuire cu cei bătrâni. Și a născut după Petru alți doi fii, după prorocia părintelui purtător de duh.
Un frate oarecare din Lavră, de neam roman și cu numele Emilian, odată într-o noapte, în timp ce se lumina spre duminică, a fost supărat cumplit de diavolul desfrânării care, prin urâte năluciri, i-a tulburat mintea groaznic. Deci în ceasul cântării psalmilor de noapte, Sfântul Eftimie venind spre biserică, s-a întâlnit cu el la un loc întunecos. Iar bătrânul a mirosit duhoarea diavolească și, bănuind a fi o lucrare a diavolului, a suflat zicând: „Să te surpe pe tine, Dumnezeu, necuratule duh!” Și îndată fratele a căzut, făcând spume. Apoi, poruncind Sfântul a se aduce lumină, a zis părinților celor ce s-au adunat: „Priviți acest frate, care din tinerețe până acum s-a purtat bine și într-o curăția trupului a viețuit, dar puțin rănindu-se cu dezmierdarea trupului, astfel s-a stăpânit de diavol. Pentru aceasta de-a pururea zic vouă, să ne înarmăm pe noi împotriva urâtei năluciri, pentru că cei ce se ispitesc de dezmierdări trupești, chiar ne apropiindu-se de trupuri, totuși cu mintea păcătuiesc. Deci cu toată grija, fiecare din noi să-și pândească judecata minții sale, apoi cu frică și cu cutremur să lucreze mântuirea sa.”